bănci pline cu resturi de mâncare, peturi, haine și alte lucruri aruncate de alții, dar strânse de un hunedorean care locuiește pe strada Cerbului din municipiul de Pecerna. Așa arată apartamentul din cauza căruia zeci de locatari ai imobilului au fost invadați de gândaci. Dacă te încumeți să stai câteva minute pe casa scării, trebuie neapărat să stai cu o batistă la gură, pentru că altfel nu poți respira. Eu ca eu, dar am nepoată. Și aia, vă dați seama că vine de la școală, vine în ușa până sus. Ne mai vine și nouă cineva prin casă, nu? Mai mare rușine, numai mizerie, numai mirosul ăsta, acum ai nimic. Dar vedeți că nu e ușa deschisă, că nu poți nici să respiri. Cred că nici boschetarii nu trăiesc cum trăim noi. Vara e nenorocire. Primăria nu se bagă, poliția nu se bagă, ăia nu se bagă, atunci noi ce facem? Și toată ziua câte 5 ori umbli aici de la gunoi pe la gunoi. Păi usă nu se cu mine, să-mi vine goanze la toate mizerile ce mi-a dus el mie. Și miros, care putem să ne intoxicăm toți de acolo, pe scară, din bloc. Deși au sesizat Direcția de Sănătate Publică încă de anul trecut, de când s-au procopsit cu necazul, oamenii spun că nu vrea nimeni să îi ajute. În timp ce poliția comunitară a fost doar în trecere pe la vecinul problemă, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică afirmă că nici ei nu pot interveni, pentru că este vorba de o proprietate privată. Direcția de Sănătate Publică poate să spună ce înseamnă sănătate publică, ce înseamnă afectarea sănătății publice și de intervenit poate să intervină numai dacă proprietarul îi dă voie să intre și să facă inspecția locului respectiv. În emisiunea Tu ai cuvântul, reprezentantul Uniunii Asociațiilor de Proprietari spune că există soluție pentru a pune capăt unor astfel de cazuri. Există prevederi în legea 230 a Asociațiilor de Proprietari în care se spune că în caz de forță majoră se poate intra în locuință fără nicio notificare. Întrebat de ce a strâns munți de gunoaie în propria locuință, domnul Mihai, vecinul problemă, spune că pentru el acele lucruri nu reprezintă mizerie, dar promite că va face un pic de curățenie. Nu știu ce să zic, nu cred că am miros de săbări. Eu nu duc alimente, nu duc nimic, eu am numai de asta, de îmbrăcămintea mea. Când ați făcut ultima dată curățenie? Păi acum vreo lună, jumate, în urmă. O să încerc să fac ordine. Vă promit. Până când cineva abilitat se va hotărâ să ia cu adevărat măsuri, vecinii domnului Mihai vor fi nevoiți să suporte în continuare mirosul îngrozitor care iese din apartamentul său.